Salutare, bună dimineața, cu vreo jumătate de oră, așa un soare era afară și m-am pornit să fac treburi prin casă și am vrut să vă arăt cât e de frumos, dar când am dat să filmez, deja au plecat soarele. Astăzi mi-am planificat să organizez un pic casa, să o curăț, băile, nu sunt foarte murdare, dar trebuie curățate oricum. O schimb și lingeriile de pat. Aici la noi deja am schimbat. La copii am scos și am pus și o mașină de spălat. Așa cum am văzut că era foarte frumos afară, m-am gândit că o să fie așa toată ziua, dar a fost vreo oră, nu mai mult. Merg să mănânc și micul dejun și apoi mă pun pe treabă. Vreau astăzi să încerc un mic dejun, ceva nou, sănătos. Aici am pus spanac baby, ouă și am să pun și niște fulgi de ovăz și am să fac așa un mix pentru clătită. O să văd deja cu ce o să-l mănânc. Iată, așa am pus o pe tigaie cu puțin ulei. Se primește o clătită. Vedem deja ce gust are. Prima dată fac așa cu fulgi de ovăz. Ou cu spanac am mai mâncat, dar și cu fulgi de ovăz nu. Uitați-vă, deci clătita destul de bine s-a primit. Am pus cremă de brânză, castraveți, avocado și pește. Peștele eu l-am așa înghețat și îl tai cât e înghețat, cât îmi trebuie și primul îl pun înapoi la congelator. E superb. Îmi fac și un ceioc și micul dejun. E gata. Și pentru că am mâncat un mic dejun sănătos, o să mai trag și un croissant cu ciocolată. I-am spus lui Sergiu când s-a dus dimineață să duc copii. Eu încă nu merg cu dânsul, nini fric, așa că am spus să mai încălzească o leacă afară și o să merg și eu la mers, că el merge. Indiferent de timp, el în fiecare dimineață duce copii și merge. Și după cum ați văzut, am mâncat un mic dejun sănătos, așa că pot să mănânc și un croissant cu ciocolată și un ceai fără zahăr. Sper să mă satur. Bună dimineața! Bună dimineața! Cine primul se trezește, mănâncă ultimul. La noi așa. Eu cu mama deja am mâncat, dar noi ne-am trezit mai târziu. Da. Și Sergiu mănâncă ouășoare. Vreau să vă arăt ouă cum îl faci, că să ne uitați. Ideal, cum spune, da, Sergio. Mie așa îmi place. Gustos? Mm-hmm. Păi eu azi am mâncat sănătos. Ce știu sănătos? Fără pâine. Dar am mâncat un croissant cu ciocolată. Te-ai luat două. Pentru cine două? Am mâncat și tu? Și bă, da? Mama nu lua tine, văd că... Nu. Nu știu. Poate mai încolo. Aici am pus apă caldă, deci o să ud cărpulița. Vreau să șterg toate suprafețele cu o cărpă specială pentru suprafețe și am să pun și puțin esență de eucalipt, pentru că știu că este antialergic, așa cum noi suntem alergici, mai ales Sergiu. Am să pun doar o picătură, așa. Vreau să renunț la șervețelele cele care le folosesc, eu știți, care pentru baie, pentru suprafețe. Vreau să trec la ceva mai ecologic și ceva mai bun. Așa că deja de vreo 2-3 săptămâni mă folosesc din niște produse bune pentru curățare, dar n-am exclus toate chimiile care le am în casă pentru curățare. Încetșor, încetșor, deci până când mă folosesc acum de apă simplă și doar de o cârpă pentru suprafețe, nimic altceva și din când în când mai pun și acest picăpâr.
pentru robinete și lavoare mi-am luat așa o burețică și am aici o pastă. Putem să o folosim cu mâinile, adică nu e nevoie de mănuși. Deci asta așa e un fel care roade un pic, așa că deja, vă spun, vreo 2-3 săptămâni le folosesc pe toate. Deci am și aici și o lavetă, tot este pentru baie, un pic pe o parte mai dură și tot fac suprafețele. Din produs chimici, la moment, încă nu pot, nu mă pot despărți, adică de clorul ăsta care îl pun în viceu, în, înăuntru care curăț. Pe viitor sper să nu-l mai folosesc. Și șervețelile deja, pentru că le am, vreau să le finisez, am vreo 4-5 pachițele întregi, așa că am să le folosesc doar la viceu, adică doar suprafețele. În rest o să folosesc aceste produse care v-am arătat, niște lavete, am luat chiar și una pentru geam, deci doar cu apă și nimic altceva, curăț oglinda, geamurile, baia, deci tot ce este oglindă și geam, asta nu lasă deloc urme. Doar o spălați des, o scurgeți foarte bine cu apă. Deci soluția pentru geamuri, eu deja am dat-o la o parte, nu o mai folosesc. Acum o să vedeți cum curăță. Sigur că dacă nu este o chimie, nu se curăță ușor. Trebuie să roadem un pic. Eu în ultima perioadă ați văzut și ce foloseam și anticalcar, era foarte puternic. Și ultima perioadă, după ce făceam curat, mai ales în băi, că puneam des, ori sternutam, era mereu vreo, nu știu, toată ziua, practic, după ce foloseam soluțiile, era mirosul în casă foarte intens de soluții, chiar dacă aerisim casa. Și de asta și am trecut la produse mai bune, adică care nu o să ne influențeze și sănătatea noastră. Aici am finisat, uitați-vă, vedeți, oglinda e curată, n-am folosit nicio soluție, lavoarul la fel, coada la fel, îmi plac chiar și robinetele, vedeți, și de bine arată, foarte bine. Am ridicat și covorașele, ca am să-l pun pe robi, deci doar viceul l-am șters cu șervețele și sigur că în interior am pus hlor. Vreau un pic să mă deprind cu o parte, așa ca să nu-mi fie prea greu să încep și cu viceul. Dar, așa cum v-am spus, mai am încă vreo 4-5 pachete de șervețele, o să le folosesc și o să mă opresc, o să-mi iau aici o lavetă și în baia cealaltă încă una pentru viceul. Și am auzit că mai fac fetele așa ca un fel de pulverizator cu soluții tot din această gamă și șterg viceurile. Dar în interior încă nu știu ce spun, dacă nu miroase a hlor, nu-i curat, în rest e ok. Merg să fac iarăși la copii un odăi să mai lămuresc, lenjeria de pat, suprafețele și deja salonul și baia mare. Am venit și în salon să lămuresc lucrurile și uitați-vă cine face curat și nu se odihnește și are Miuța, parcă face yoga. Ia uitați-vă. Mia! Ei dau pași să doarmă. Asta încep, cred că în salonul leac, aici și la cuierul ăsta, că mereu e bine când ai doar o scurtă o folosești ZTC. Noi avem fiecare câte vreo 2-3, așa, mai spuserele, mai groasă și mereu la noi se grămădește aici. Pe viitor am alte idei cu cuierul. Nu mai vreau cuier aici la intrare. Sper să realizez și vreau, dar până când stăm așa. Și în odaie, în dormitor, tot v-am spus că vreau să-mi schimb patul. E bun Ikea, dar nu e atât de calitativ
mie și îmi place la patul ăsta Ikea, care depozitarea asta care are pentru lingerii, deja o folosiți cum vreți. Și îmi place așa nant. Ce e ce nu-mi place la acest pat? Că chestia asta eu nu prea o folosesc. Adică putem folosi și niște comoduri aici pus alăturea. Și mult spațiu. Deci uitați-vă cât spațiu se ia aici în față. Deci dacă s-ar duce patul lipit de perete, a să am și mai mult spațiu aici. Dar iarăși vă spun, nu mă grăbesc să fac prea multe schimbări pentru că nu-i urgent. Sunt lucruri mai urgente de făcut și de asta și nu schimb. Să n-a avut pat, da, deja poate nu-mi luam așa fel de pat, am luam deja așa cum vreau eu, să fie moale. Mai important schimbăm patul lui Alex, pentru că chestia asta de tare care are și la cap și prin, așa cum e la noi, colțurile capului tare și e foarte incomod, nu știu. Poate cuiva îi place să aibă patul tare așa și la cap și pe părți, dar nu este comod pentru noi deloc. Noi în casă aveam doar un pat moale la Riana și superb. Acest covoraș, nu știu dacă țineți minte, nu de mult l-am luat, vreo luni de zile. E destul de bun, mie îmi place foarte mult, numai că chestiile astea o încurc pe mine și în fiecare dimineață când mă trezesc, covorul nu e așa, dar e așa, pentru că mie ceva are cu țurțurii ăștia, eu îi zic, cred că pe viitor o să-i tai. Am organizat aici o leacă, am șters. Și acum trebuie să mă opresc, că Sergiu merge să-l iei pe Alex. Aici tot am ridicat. Peste 20 minute, 30 o să fim care gata, da? Ok? Yes. Yes. Da, aici mie s-a schimbat poziția. Mama ne e acolo, ne-a pregătit pentru prăjoale. Mulți o să întrebați, am urși și soacră, nu faci prăjoale, pentru că copiilor și lui Sergiu îi place așa cum le fac eu. Și mama zice, nu dă, e greș, mai gine să le fac eu. Ei ne-au pregătit aici, ne-au curățat ceapă, usturoi, cartofi ne-au adus, cărnița tocată este, dezghețată, am pus-o de dimineață. Și azi fac și repede o hrișcă și am și-i spun, mama, o să lățâc, poate, sau cu murături, nu știu. Când o să vină băieță, o să-i întreba. Eu așa pun tot la ochi, aici aveam vreo 600-700 de grame de cărniță de porc tocată. Am spun o ceapă, un cățel de usturoi, un ou și pesmeț măcinați. Dacă nu aveți pesmeț măcinați, puneți pânică muiată în lapte. Tot aici eu rat și un cartof prin asta micuță. Anume îl rat, nu îl mixez. Și gustos, mama a făcut sălățică. Da. Salut, mama. Salut. Sergiu e primul și el mai flământ. Tu ai mâncat ultimul. Uite, noi cu mama am mâncat ultimul. Și nu-i foame. Eu am mâncat două ouă. Și noi am mâncat câte două ouă. Noi cu mama am mâncat ultimul. Noi am mâncat primele. A, da, primele. Ne-am mâncat primele, tu ultimul. Știți, ți-i foame. La voi ouăle erau mai mari. Aha, da.
la Alex am finisat. Ce faci, Alex? Am scris proiect despre creier. Salut! Alex a venit la școală, a mâncat și a făcut proiectul că pleacă la tenis, da. Și după tenis o să fie obosit, o să fie târziu. Și are un proiect despre creierul uman. Da. Deci, tata, eu scos la printer creierul și aici ai luat informații de unde? E din calculator. De pe internet, da? Da. Foarte bine. Și trebuie să povestești? Nu, citești, trebuie da? Să citești, da. Ce ai găsit informații? Și i-am dat însărcinare lui Alex aici să-și mai lămurească o leacă din lucruri. Ați văzut cât făcea el proiectul, eu aici un pic am strâns. Trebuie distrâns, da? Da, praf. Tu mergi cu tata la tenis. Eu pun roboțelul. Acum își vă arăt cum îl pun, adică ce pun în el. Pun la fel picătură, o picătură, două de eucalipt în depozitul ăsta de apă curată. Iată așa, cred că se vede destul de bine cum a curățat. Eu sunt foarte mulțumită de Robi, da, tare mulțumită. Am șters șplintele cu tot această corpuliță de praf. Apoi o să le pun... Am cumpărat și alte soluții care să le dezinfectez sau să le curăț. Nu le pun în mașina de spălat. Pot să le pun, adică în mașina de spălat, toate astea care folosesc pentru curățare. Dacă folosesc aceste produse, nu trebuie să le folosesc cu soluții chimice. Deci, doar cu apă și doar cu pasta asta care fac eu sau cu alte soluții din aceeași categorie. Iată, vedeți aici, eu întind lenjeria de pat, că mai repede să se usuce, dar nu-i deloc frumos. Și am înțeles că nu-i chiar tare bine să uscăm hainele în casă sau chiar în baie, că tot praful ăsta care se așează pe haine, că oricum praf avem, și pe lenjerie, adică nu-i bine, e alergic, eu tot n-aș de asta. Eu mereu, mai ales iarna, eu usuc aici, iată așa aici. Am sfoara asta și mie mi-ajunge și lenjeria deja de pat, ați văzut conșur acolo. Și totuși mă gândesc la uscător de rufi. Sunt așa 50 la 50, dar majoritatea care deja folosesc de mai mult timp sunt foarte mulțumiți. Știți cum mașina de uscat nu e nici ieftină și nu ocupă puțin loc. De asta și nu știu ce să fac. Eu ca tare am loc unde să o pun. Deci am loc aici, pot să o pun aici, pot să o pun deasupra la mașina de spălat rufele. Scriți și voi în comentarii care aveți dintre voi, că, care îmi spun că e foarte bună, care spun că stric hainele. La orice haine doar știți că la etichete scrie dacă se poate de uscat, dacă se poate la ce temperatură. Deci acestea de bumbac, ele nu se spală, nici nu se usucă la temperaturi mari. Dar oricum am auzit că sunt acum mașini de uscat foarte bune, cu programe diferite. Eu așa, odată în 2-3 săptămâni, le mai fac duș floricelilor miele. Aceasta am primit-o la ziua mea, dacă țineți minte. Îmi place foarte mult. Numai că, uitați-vă, aici mi-au ieșit câteva frunzulițe noi și așa eram bucuroasă. Dar uitați-vă că acestea noi s-au uscat. Au fost vreo 3 și uitați-vă, deja și a treia s-a uscat, dar în rest floarea nu s-a uscat. Cine are, poate mă poate ajuta cu un sfat, o ud cam de 2-3 ori în săptămână, ca să înțelegeți cum, că am înțeles că îi place umeditatea, adică să fie udată bine și nu o țin la soare, știți, o țin acolo unde e roboțelul. Aceasta îmi dă flori, în general floarea aceasta nu-i capricioasă deloc, îmi place foarte mult și asta o aud foarte rar, o dat în 3 săptămâni, cam așa. Aceasta mai des o aud, era mai păcătoasă în ultima perioadă, dar iarăși a revenit, nu știu din ce cauză, dar până când o mai lăs, am vrut ceva mai stufos, mai frumos. Dar îmi pare rău să o las așa. Văd că o mai dat și ea niște frunzuliță noi.
gata, am finisat. Așa de bine când casa e curată. Deja Robi face la bucătărie, apoi o să fac odăile. Îl aștept să finiseze, vreau să fac o rețetă pe canalul meu, dar și să mâncăm seara. Prăjalele și cu hrișcă au fost la amiază. Deja e seara, vreo jumătate de oră o să vină Sergiu, cam atunci o să încep să fac mâncarea. Vreau să fac niște cartofi cu piept de pui în cuptor, așa mai dietic. Și țineți minte, am fost la Piața Centrală și am luat măcieș, așa că deja de vreo două zile beau ceai de măcieș, așa e de gustos. Ori eu de mult l-am băut, îmi place ceaiul că nu e un pic acrișor și așa are un aromat foarte intens. Așa. Uitați-vă și culoare are, parcă e ceai negru. Sigur că e tărișor, eu îl fac tărișor, mie așa îmi place. Și poate să înhăți vreo ciocolățică de acolo, îmi dă din ochi. Bună seara, Reana! Mm-hmm. Salut! Salut! Ce ai făcut aici cu bunica? Un? Șarice. Șarice. Bunica, da? Acum, da? Rana abia a venit la grădi și mi-a spus că vrea macaroni cu... cărniță. Așa că ceea ce am vrut să fac eu la cuptor s-a anulat și am pus aici cărniță de pui, adică piept de pui, ceapă, tot ce fac cum fac la cărniță tocată de vită, așa pun aici cu piept de pui. Ce am avut, ce am făcut. Fierb și niște paste frumușele. Șoareanci cu o să mănânci, așa că se anulează rețeta mea. Să mai întâmplă data viitoare, pentru că aveam cărnița deja dezghețată și mă gândeam ce să fac. Am vrut să fac în cuptor, dar Reana mi-a schimbat planurile și Alex mi-a spus că mai încolo vrea clătite. Poftă mare! Am făcut apa. Reana a făcut baie. Da, eu n-am făcut baie, dar tot am mănânc paste. Mama cu... și cu Cristina a trecut la conia. Noi și 10 grame trebuie. Da, eu suma. Am gustat și eu. Gustos. Suma cu varză murată. Și cu ulei. De la moară. De răsărită, da. La brânzări. Floarea soarelui. Și... mama ne-a arătat. Să vă arătăm și gustărică de seară, așa, foarte, foarte da. Gustoasă, se primește. Calorică! Da, caloriile pe noi nu ne deranjează. Avem aici da, pâine în grill și cașcaval. Întâi trebuie o leacă pâinea să coacă. O leacă să rumească și pe urmă punem cașcaval și punem... grilul se ridică așa puțin, că se dă căldură la cașcaval să topească. Acum și așteptăm un pic. Mm. Yummy, yummy. Mm. Îmi pare că mama oleacul uitat pâinea și așa. Dar și s-o apărlet? Nu, dar până să topească și cașcavalul, nu o să părlească pâinea? Nu o să părlești. Nu. Eu nu mă tem. Și grilul trebuie să aibă ca scara asta, da? Scara 2, ca să nu se atingă. Hai, pune. Stai. Ca așa. Și puțin și să topiești cașcaval. Da, cașcavalul și da. Și e foarte gustos. Da? Să mănânci tu? Da, păi eu comandat. Ai spus că sunt calorii, caloric. Pe bucățică, nu. A, e, dacă o bucățică spate. Perfecto. Uh-huh. Pâinea spate folosit și proaspătă, și de ieri, și de alaltă ieri. În grill ei gustoasă, coaptă. Mă, frige. Foarte gustos. Bun. Și baia mare, nu știu dacă v-am arătat-o, e curată, e gata, uitați-vă cât de bine arată, doar cu o lavetă și apă, ați văzut foarte puține produse chimici am folosit și deja folosesc,
la bucătărie îmi mai ia timp să mă deprind, v-am spus, mai nu folosesc gelul ăsta de vase, dar treptat am zis, să nu-mi vin așa greu până când cu băile sunt ok, mă descurc foarte bine. Știu că mulți mi-ați scris ce folosesc și cum folosesc pentru casă, știți că eu des încerc multe și vă recomand. Eu o să vă recomand aceste produse, chiar zbune, mai ales cei care doresc sau nu mai vor să folosească produse chimice, pentru că, de ce v-am spus, că trebuie să ne deprindem cu aceste produse. Asta deja depinde de orice persoană, toți suntem diferiți. De asta eu treptat vă spun că m-am deprins acum cu băile, au rămas să mă deprind și cu produsele, adică cu gelul la bucătărie și cu laveta. Mi-am luat și pentru bucătărie, dar încă nu o folosesc. Pentru că este și mama acum și e mai greu două gospodine să ne obișnuim. Iată, așa mi-am cumpărat pentru bucătărie. Și la fel o să folosesc pasta în loc de gelul de vase. Am zis să-l finisez și pe urmă deja treptat să mă deprind și cu celelalte. De ce spun deprindere? Pentru că cu chimie știm foarte bine că foarte ușor să ia suprafiețele, adică murdăria, calcarul, dar cu produsele ecologice trebuie să roz un pic. Asta e deprinderea. Deja fiecare decide pentru el. Eu am decis că trebuie să schimb ceva pentru că v-am spus că era prea, mă durește capul, era un miros foarte intens în casă de soluție. Și mânuțele, ați văzut că am curățat totul cu mâinile goale, fără mânuși. Și mâinile mele nu le simt uscate, deci sunt hidratate, chiar dacă nu mi-am aplicat nici o cremă. Referitor la produse, unde le puteți găsi, eu o să vă las linkul unde puteți să vedeți ce mai este pe site, că au și alte produse. Eu până când le-am încercat pe acestea, în Chișinău este magazin fizic, așa că eu am mers fizic la ei și mi-am luat. Mi-am mai luat și ceva produs pentru păr, mi-am luat șampun și condiționer. Acum o să merg în baia cealaltă și o să vă arăt cum arată, că arată diferit de cele obișnuite. Dacă o să doriți să comandați, trebuie neapărat să aveți un sponsor. Deci pe linkul acesta care o să vă las, pe acesta vă puteți înregistra. Înregistrarea este gratis și după aceea puteți comanda orice produs doriți, în orice țară, am înțeles că sunt aproape în toate țările. Cu livrare. Dacă mai aveți ceva întrebări, puteți să intrați pe Instagramul meu și să-mi scrieți un mesaj, vă pot ajuta. Dar până când, vă spun că doar aceste produse le-am încercat și wow! Câte ori? Ora 8 și Cristina s-a apucat de ceva cu Nutella, din câte văd. Clătite! Clătite? La ora asta? Am promis ca să fac azi clătit și am uitat. M-am luat cu gătitul, cu mâncarea. Vreau să mă duc și mă băiesc și am zis mama fac că a luat și mama le prășește. O să mă băiesc! Da, și eu aș mânca clătit, știi? Da, auzi, mam! Și serios ar mânca clătitul. Ei! Ei! E repede să fac, nu? Da, nu mult faci. Da, e repede. Am și 5 minute, el trebuie să stea în gata. Nu știu, yummy. Mama, azi vă fac. Eu cred că nimeni n-a să refută. Dar eu mă duc să-mi fac o cadă sărișită de mare. Ei, de mult nu te-ai băit. M-am băit, dar nu în cadă. De mult n-ai făcut... Da, cadă. Am un cap, sunt azi ăștia afară și pe urmă nu doresc. Mai mult iarna eu îi ghesc. Vreo două luni chiar. Da, chiar așa. Gata, mam, eu mă duc. Iată așa sare folosesc, antistres și anticelulitic. Le pun și o leacă de asta și o leacă de asta. Are un miros foarte intens de citrice. De asta de vanilie are. Gata. Slăghesc și mă relaxez. Și aici e șampoanul care am vorbit, uitați-vă, și condiționerul. Este ca săpunelele. Unica ce nu-mi place, cutiuțele, pentru că sunt de carton
și pe urmă după ce folosești o dată, două, ele oricum se udă. Deci eu mi-am luat acesta pentru părul blond și destul de mult spumă face, adică nu-i uscat. Eu cred că vreo două luni la sigur o să-mi ajungă aceste două. Băiță și nani. Bunica, facem plastic împreună. Hai. Bunica, acuși le termină deja. Yummy, yummy! Dar tu îți mi-ajuți la sclerotin, bine? Să pun și Nutella? Da, da, că aici e frigid. Nutella? Hai du-și-te așa să dă rău. Hai așa să te acolo, că aici e frigid. Și bunica, să dă clătitele acolo și tu pui Nutella, bine? Salut, ține! Așa, Ariana a început să fac prima clătită. Cui o faci asta? Lui tata. Sau lui Alex? Lui tata. Alex vrea. Alex a comandat. Vrei ce a ta să fie asta? Nu vreau, singur să-mi fac. A, tu singur vrei să faci, ok. Dar dă lui tata asta. Lui tata mai puțin de ciocolată, da? Dar ții mai mult. Dă așa cu mâna, tata să o iei. Hai! Dar și așa galbenire. E bău de casă. A. Ariana a rămas fără clătită, fără ciocolată. Am uși bunicață. Ce vreau clătită să-ți dau? Ia că Alex pune ciocolată și îți dă ție cuțetul și Nutella, bine? Vreau eu să-mi fac. Da, tu-ți faci. Dar vreau fără banan. Ok. Câte banane trebuie să fie? Multe. Multe? Hai. Gustos, gustos. Tata a mâncat și e foarte gustos. Parcă mănâncă pita, Alex. Hai, poftă mare. Mm.